Guvernul bagă bani mulți în partide, mai ales pe perioada campaniilor electorale și nu numai. Unde se duc toți banii aceștia? Că, că vorbim de milioane de euro până la urmă, nu? Da, bun. Aici sunt legale pe partea asta de finanțare publică. Ați la dumneavoastră, ca așa ni se spune, banii pardon, la presă. Dar, în fine, nu prea i-am văzut, cred că niciun dintre noi. Sunt acești bani, ei sunt justificați, sunt convins că sunt justificați prin diverse documente, Mai o întreagă dezbatere dacă partidele să fie finanțate de la stat, finanțarea publică sau finanțare privată. Sunt adepții finanțării publice care spun că aceasta este o formă prin care mai uh, elimin corupția și eventual uh, dependențele partidelor de anumiți oameni de afaceri Pentru că în momentul în care eu te finanțez ca partid, ca persoană privată E clar că nu o fac de dragută, adică aștept și eu ceva dacă ceva ajungi la putere, aștept ceva în schimb și atunci, în momentul în care primești bani de la stat, poți să spui nu mai e nevoie neapărat din da, zona privată. Da, dar primești și de la stat primești și primești din zona uh, privată. Bun, și acolo sunt niște limitări, din câte știu, inclusiv sumele de cheltuit în perioada campaniilor, știu că sunt limitate. Problema este că acest tip de finanțare, modul în care cel puțin este gândit în România, ca și timpii de antenă, dacă vorbim de partea de publicitate în zona publică, televiziunea publică, radioul public, sunt date în funcție de rezultatele electorale anterioare, de dacă ai sau nu ai parlamentari și tot așa. Și atunci, asta este o formă prin care, de fapt, sunt favorizate partidele mari, partidele care deja sunt în sistem, deci un partid care acum ar dori să, să intre pe piață, ca să spunem așa are foarte mari dificultăți pentru că nu beneficiază de bani publici, nu poate să-și facă campanie, nu poate să plătească publicitate electorală din banii ăștia, nu are acces la televiziune publică, radio public și atunci va fi foarte greu să spargă bariera asta.